Bine ați venit la un nou review. Acesta nu este un video sponsorizat. Am cumpărat un clește care dezizolează cablurile de la Kaufland, clește Topex, îmi da 15 lei pe el. Și am zis că hai să-i fac un review. Vreau să-i fac un review, chiar nu mă așteptam. Nu m-am așteptat la ce urma să se întâmple. Am zis înainte să-i fac un review, să-l încerc un pic să văd cum funcționează. A funcționat destul de bine în primele 5 minute, până a început să-i cadă niturile. El e prins cu niște nituri. Vine așa, în cutia asta. E fabricat în Polonia. Și are instrucțiuni. Numai o desene. Deci, aici arată că poți tăia cablu. Aici arată când ai strâns asta să nu rotești butonul de reglare. Să ai numai presiune foarte mică și atunci reglezi din buton. Asta zice la numărul 3. Și numărul 4, apeși tare ca să tragă încolo și dezizolează. Ok. Și cam asta e tot. Scrie aici clește automatic pentru extragerea izolației. Și în română. Ok. Hai să scot asta, că se vede mai bine. Nu lucește. Așa tare. Focusează-te. De la 0,5 până la 6 mm. Și de la 0 până la 25 de mm lungimea, câtă izolație scoate, deci așa, și aici grosimea de la 0,5 până la 6 mm, iar de la 0 la 25 de mm și reglabil. Ok. Și voilà! A căzut prima oară nitul ăsta de aici și am încercat să îl nituiesc eu cu niturile mele. Și când am încercat să-l pun în cutie, a căzut și nitul ăsta. Poate e numai, zic că am avut eu ghinion și l-am nimerit pe cel mai nașpa. Că de funcționat, a funcționat bine când l-am încercat. Și, uite, nitul ăsta nu m-a pus așa, s-a blocat destul de bine. Deci nu m-a pus cu mâna, nu l-am strâns nimic, văd că acum s-a blocat acolo. Ok. E de calitate. Deci așa funcționa. Și aici avea chestia asta de reglat, care nu știu exact cum se pune la loc. După 20 de minute de muncă grea, am renunțat să mai pun niturile lui. Nu stăteau nicicum. Am strâns cât de tare am putut să strâmbez. Niturile mele nu mergeau să le pun
că trebuia dintr-o parte în alta să fie. Iar eu aveam nituri numai să pun unul aici și unul în partea cealaltă și la mijloc era gol și nu, unul erau destul de puternice să țină. N-am avut șuruburi și piulițe normale, așa, normale, pentru fier, așa că am pus holșuruburi. Nu e frumos, aici am un pic am bătut vârfurile, dar când o să am timp o să tai astea cu un bonfire. Făcut și eu cu ce scule am avut în casă. Nu e frumos, dar nu știu dacă funcționează, dar merge cum mergea înainte. Hai să vedem. Dăm asta la maxim. Și luăm un cablu. Hai să vedem cum funcționează tăietorul de cabluri. Asta e cât de cât bine și ușor. Hai să vedem și voilà. Vedem din partea asta. Și avem un cablu ca să facem o punte. Înainte să-l stric, am încercat și pe cabluri mult mai subțiri decât zice acolo. Și a mers. Să vedem acum. Tăiem un pic. Ca să vezi. Uite că merge. Ha. Ce chestie. L-am reparat. Asta am făcut înainte să îl stric. Hai să luăm capătul celălalt să vedem dacă mai funcționează. Reglez un pic. Nu mai trebuie. Când schimbi grosimea cablului, de fiecare dată trebuie reglat. Dar ce să vezi? Uite, că la... Pentru 15 lei nu mă chinuiam să-l repar. Numai că nu are garanție și am pierdut și bonul, că îl duceam imediat înapoi. Chiar dacă nu are garanție. 24 de ore dacă îl duci înapoi. Că nu poți să cumperi ceva, chiar dacă nu are garanție, merge acasă și se strică în prima de 5 minute. Acesta a fost clește automatic pentru extragerea izolației. Sper că informațiile să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Dacă vreți, dați un like, abonați-vă la canalul meu și da, subscribe, adică. Și cam atât a fost pentru astăzi. Ne vedem în video următor.